Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Realitatea la zi. Iată-ne din nou, suntem în fața dumneavoastră cu o nouă emisiune, cu un nou invitat, de fapt o revenire în studiul nostru a unui frate deosebit, un prieten al emisiunii noastre, așa că fără să mai amânăm prezentarea, îi spunem un bun venit domnului pastor Ovidiu Rusnac, pastor la Biserica Baptistă Nădejdea din București. Frate Ovidiu, bine ați revenit! Hristos a înviat, mă bucur și vă mulțumesc mult pentru invitație. Mă bucur că suntem din nou împreună, de data aceasta pe o temă legată de înviere și mă bucur că ați început, să spunem așa, emisiunea din seara aceasta cu Hristos a înviat. Încă suntem în perioada dintre înviere și înălțare, așa că aș vrea să tratăm în seara aceasta o temă care are la bază ceea ce noi numim aparițiile Domnului Hristos după înviere. Practic, imediat după înviere, în Duminica Învierii, până la înălțare, până când Domnul Hristos s-a dus către Tatăl, către ceruri, a avut mai multe apariții, le spunem noi, atunci când a stat în mijlocul oamenilor. Aceste apariții au fost niște dovezi ale învierii, în primul rând, și apoi niște lucruri, niște minuni, pentru că pentru mulți ani, pentru cei care l-au văzut murind pe cruce, agonizând și înmormântat, a fost o dovadă că Dumnezeu este cu el, că este Fiul lui Dumnezeu și, într-adevăr, a avut loc această înviere. Înainte de a intra în detalii, haideți să începem cu începutul și să vedem cum am putea noi defini aceste apariții. Care ar fi o definiție, să spunem așa, astfel încât să înțelegem? Arătările Domnului Iisus Hristos după învierea sa fac parte, așa cum ați spus foarte frumos, din dovezile învierii Domnului Iisus Hristos. Alături de dovada scripturilor, alături de mormântul gol și de faptul că ucenicii au fost transformați, creștinismul are o nouă zi de închinare, duminica, dar sunt cele cinci mari dovezi ale învierii Domnului Iisus Hristos. Narațiunea scripturilor, mormântul gol, arătările Domnului după înviere, transformarea radicală a ucenicilor și noua zi de închinare, care din sabat devine duminica. Vedem în Noul Testament credincioșii se adunau duminica pentru că în prima zi a săptămânii a înviat Domnul Iisus Hristos. Prin urmare, arătările Domnului, da, fac parte din dovezile învierii Domnului Iisus Hristos. Domnul a înviat glorios prin puterea lui Dumnezeu și timp de 40 de zile, și vreau să citesc un verset din Faptele Apostolilor ca o dovadă biblică a acestor arătări. Ne spun scripturile că după patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, și observați, multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Am citit din Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 3. Și aici evanghelistul ne spune că Domnul Iisus a arătat deseori ucenicilor timp de 40 de zile. Și iată, noi ne aflăm în această perioadă, de la înviere până la înălțare, când cumva pentru noi creștinii perioada aceasta este încărcată de multă semnificație spirituală. Și de aceea am și ținut să avem această discuție despre importanța arătărilor Domnului Iisus Hristos și cum sunt ele importante pentru noi. Deci, clar, toate aceste evenimente, aceste apariții au avut la bază scopul de a convinge, de a dovedi ceea ce femeile în dimineața învierii au văzut cu ochii lor și ucenicii. Da, de fapt, arătările Domnului nu sunt doar niște simple apariții. Dacă ne uităm în Scriptură, vedem că și la 1 Corinteni 15, dar și în Evanghelii, deci Evanghelia conține de la învățătura Domnului Iisus Hristos, viața Domnului Iisus Hristos, și e important să subliniem lucrul acesta, dar Evanghelia, ce conține Evanghelia? Evanghelia conține nașterea Domnului, învățătura Domnului, apoi conține răstignirea Domnului,
înmormântarea Domnului, învierea Domnului glorioasă, dar Evanghelia e important să subliniem pentru ascultătorii noștri, Evanghelia conține și arătările Domnului Iisus Hristos. Da? El s-a arătat, apoi s-a înălțat la cer și acum șade la dreapta Dumnezeirii, unde mijlocește pentru noi. Da? Evangheliile conțin aceste arătări deosebit de importante, din care sper să învățăm în seara aceasta câteva lucruri importante și semnificative pentru credința noastră și umblarea noastră cu Dumnezeu. Pentru noi în zilele acestea, pentru experiența noastră personală cu Domnul Hristos. Foarte important. Haideți să le numerăm așa pe scurt cam care ar fi poate cele mai importante, dacă nu, câte puteți dintre poate cele mai cunoscute? Da, ele sunt cei care studiază și au... Acum evanghelistul Luca, ca să fie clar pentru fiecare, evanghelistul Luca în Faptele Apostolilor spune că Domnul s-a arătat deseori. Da? Timp de 40 de zile, deseori. Nu știm exact numărul, dar am căutat să cercetez și unii spun că ar fi 12 arătări ale Domnului Iisus Hristos. În Evanghelii găsim, Domnul s-a arătat în Ierusalim femeilor de două ori. Prima care l-a văzut pe Domnul, știm că a fost cine? Maria Magdalena. Ea l-a văzut în dimineața învierii. Apoi au fost celelalte femei care s-au dus de dimineață acolo la mormânt să facă un ritual. Apoi găsim în Scriptură că s-a arătat lui Petru, lui Chifa. S-a arătat la 500 de frați deodată. S-a arătat lui Iacov, care era fratele lui de trup și era un agnostic. Iacov, de fapt, în timpul lucrării Domnului, Iacov s-a dus să-l ia acasă pe Iisus. Când a văzut că Domnul a început lucrarea publică și au început și amenințările împotriva lui Iisus. Iudeii căutau să-l omoare. Știm că Maria cu frații lui Iisus au căutat să-l ia acasă. Iacov n-a crezut în Domnul și, într-un mod special, citim în Scripturi că Domnul s-a arătat lui Iacov și lui Iacov, care a crezut, iată, din nou, un argument că arătările Domnului au acest scop de a convinge că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, este Mesia și cine crede în El are viață veșnică. S-a arătat în drumul spre Emaus celor doi. Astea ar fi arătările, mai sunt și altele, nu e timpul acum să le luăm pe toate. E important să vedem că Domnul s-a arătat, printre arătările speciale ale Domnului ar intra și arătarea pe care a avut-o Domnul către Pavel. Deși Domnul era înălțat, era în glorie, îi se arată într-un mod deosebit lui Pavel, îi se arată lui Ștefan când se deschide cerul și de ce nu Domnul îi se arată nouă într-un mod personal prin credință și astăzi. Dumnezeu se arată. Asta e vestea bună a Evangheliei. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu transcendent, un Dumnezeu ascuns, învălut în mister. E Dumnezeu până la urmă, dar acest Dumnezeu invizibil se face vizibil. Știe să se arate ca oricine aude, simte iubirea lui, să creadă și să se pocăiască, să aibă o relație personală cu Dumnezeu. Așa este, slavă Domnului pentru aceste dovezi ale învierii pe care le găsim în Sfânta Scriptură. Într-adevăr, multe lucruri care s-au întâmplat nu sunt scrise și spune că, chiar Domnul Iisus spune că multe lucruri se vor întâmpla, deci nu toate lucrurile au fost menționate în Evanghelie, multe minuni și multe alte lucruri pe care... Dacă ar fi fost scrise, n-ar fi cărți. N-ar fi cărți. Da, n-ar încăpea minunile și lucrările pe care le-a făcut Domnul Iisus. Dar evangheliștii au selectat anumite dovezi și au scris anumite lucruri, spune Ioan în capitolul 21, ca voi să credeți că Iisus Hristos este Domnul și crezând în El să aveți viață veșnică. Aș vrea să ne uităm... Amin, zic înainte, și aș vrea înainte de asta de a pune următoarea întrebare, să ne uităm la una dintre cele poate, sau la două dintre cele mai cunoscute apariții ale Domnului Hristos, arătări ale Domnului Hristos. Una dintre ele este întâlnirea pe drumul Emausului, în care, surprinzător, pe drumul acesta pe care îl parcurge împreună cu doi dintre ucenici, Domnul Hristos rămâne pentru o lungă perioadă necunoscut sau nerecunoscut de cei doi. Și se întâmplă ca cei doi să-l cunoască într-un moment cheie. Și vreau să vedem care este momentul acela și să discutăm puțin despre această arătare. Da, găsim evenimentul acesta în Evanghelia după Luca, în capitolul 24. Acum, ei care l-au văzut pe Domnul îngropat, odată cu îngroparea Domnului, cumva și credința lor a fost îngropată. De ce spun lucrul acesta? Adevărul este că
înainte de arestarea Domnului și îngroparea Domnului, ei au avut o credință în Domnul Iisus Hristos. Și vedem lucrul acesta la Petru, când Domnul a întrebat, cine spun oamenii că sunt eu? Petru ia cuvântul în numele tuturor și spune, tu ești Hristosul, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Dar ei au avut o credință în Dumnezeu, în Domnul Iisus Hristos, că El este Mesia, că El este unsul, că El este Fiul lui Dumnezeu. Însă, odată cu îngroparea, credința lor a fost îngropată. Și deși Domnul i-a avertizat și le-a spus, o să fiu dat în mâinile iudeilor, dar am să înviez. El a viat după Scripturi. Ei au căzut într-o stare de necredință. Credința lor a fost îngropată. Nu vreau să mă gândesc ce s-a întâmplat în alea trei zile de negură pentru ei. Vă dați seama, de când a fost răstignit, de fapt arestat, răstignit și îngropat până a înviat. A fost o perioadă foarte dificilă. Citim în Scripturi că erau într-o cameră de sus, cu ușile încuiate de frica iudeilor. Probabil că erau într-o stare de îndoială, de prăbușire, când visul lor a fost spulberat. Da? Viitorul lor, da, era incert. Și vedem din experiența celor doi care se îndreptau spre casa lor, da? Ei se duceau fiecare să găzduiască, să se îndrepte spre casa lor. Chiar cuvintele lor sunt acestea. Noi nădăjduiam în El, noi ne-am pus speranța în El. Noi credeam că El va fi izbăvitorul lui Israel. Dar iată, e a treia zi și El este încă în mormânt. Cam aceasta este situația în care se găseau cei doi în drumul spre Emaus. În tot drumul acesta, Iisus le tălmăcește Scripturile și le arată din Scripturi, foarte interesant, nu din povești, ci din Scripturi, le-a tălcuit toate Scripturile care erau cu privire la El și le-a arătat din Scripturi cum Hristosul trebuia să sufere, să pătimească, dar să învieze. Și apoi la frângerea pâinii, când Domnul frânge pâinea, ei au recunoscut că este Domnul. Și noaptea aceea s-au întors din nou în mijlocul ucenicilor și au adus această veste minunată, a înviat Domnul cu adevărat. Și au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Foarte important în momentul ăsta, l-au cunoscut la frângerea pâinii. Noi practicăm ceea ce numim noi împărtășania, cina Domnului. Momentul acesta de părtășie, deși el le vorbea, tot timpul au discutat. Da? Drumul acesta n-a fost o tăcere continuă. A fost o discuție. Momentul acela în care, să spunem, mintea lor a făcut click, să zic așa, a asociat și au adus aminte Domnul Hristos că în momentul frângerii pâinii. Deci cina, împărtășania, masa aceea pe care au avut-o împreună a fost momentul în care și-au adus aminte că de fapt lucrul acesta s-a mai întâmplat. A fost și numai Domnul Hristos poate să facă lucrul acesta. Atunci li s-a deschis sau s-au redeschis ochii. Eu cred că aici e părerea mea personală, da, lucrarea de frângere a pâinii este un moment special, este un act al bisericii, un act de cult, e un lucru deosebit pentru biserică, dar eu cred că de fapt când evanghelistul Luca spune că la frângerea pâinii li s-au deschis ochii, eu cred că el remarcă momentul când li s-a deschis ochii, pentru că e important, acum Dumnezeu se arată, din Vechiul Testament până în Noul Testament, Dumnezeu se arată, se face cunoscut oamenilor. Prin diferite căi, prin diferite mijloace, dar știm că în modul deplin, Dumnezeu s-a arătat prin Domnul Iisus Hristos. Și asta este credința noastră, pe care suntem convinși. Arătarea deplină a Dumnezeirii, dar Cel care a venit din sânul Tatălui, îl face cunoscut pe Tatăl. Arătarea supremă a lui Dumnezeu este prin Fiul Său, prin Domnul Iisus Hristos. Dar adevărul este, și să nu se supere ascultătorii noștri pe noi, adevărul este că noi, oamenii, suntem cu inima împietrită și cu ochii închiși când vine vorba să-L vedem pe Dumnezeu. De multe ori Domnul îi mustră și spune, o, popor cu inimă împietrită, aveți ochi și nu vedeți, aveți urechi și nu auziți. Din cauza naturii noastre păcătoase, noi suntem împiedicați să-L vedem pe Dumnezeu. Eu cred că din cauza aceasta Domnul chiar le spune în textul nostru, le spune niște cuvinte zăbavnici cu inima când vine vorba să credeți tot ce spun Scripturile. De aceea omul nu-L poate vedea pe Dumnezeu. De aceea ei n-au putut să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos până într-un moment, și e important acest moment pentru că dragii noștri ascultători, cei care ne ascultați, toți avem nevoie de un moment. Sau Dumnezeu facilitează acest moment în viața noastră când să-L cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos, când să ne se deschidă ochii. E important când vine acel moment să lăsăm pe Dumnezeu să ne deschidă ochii. Eu m-am întors la Dumnezeu când aveam vârsta de 12 ani.
Eram un copil când Dumnezeu mi-a deschis ochii. Să înțeleg că sunt păcătos și că Iisus Hristos a murit și pentru păcatele mele. Și El este viu în vecii vecilor. Amin. Deci Dumnezeu are grijă ca în viața fiecărui om să existe momentul când să-i deschidă ochii. Nimeni nu se poate plânge, spune Romani, de faptul, să știe, mie Dumnezeu nu mi-a deschis ochii. Mai aud uneori spunând asta, frate păstor, dacă e o bătrânică undeva pe munte și ei cine îi spune Evanghelia? Are grijă Dumnezeu să deschidă ochii fiecăruia, să se arate fiecăruia. Important e la momentul acela să învăț de la ucenicii, asta este semnificația, ce învățăm de la cei doi care au mers spre Emaus. Când, la frângerea pâinii au recunoscut, cum spuneați foarte frumos, au recunoscut momentul, noi am mai experimentat lucrul acesta, l-am văzut la Domnul, atunci li s-a deschis ochii, da? A fost și atitudinea inimilor când s-au lăsat, da? Plus că cu ochii deschiși de Dumnezeu. Și mâinile. Cred că da, e o subliniere importantă. Probabil i-au văzut, dar nu știu dacă pe drum poate totuși au mers cale de o zi, da? Da. Ei erau împiedicați să-L vadă din cauza necredinței lor. Cum gândiți-vă astăzi că până la urmă viața este o călătorie și sunt oameni care au 60 de ani, 70 de ani. Și deși Dumnezeu poate pe unii i-a salvat din cancer, pe alții i-a salvat din băutură, pe alții i-a salvat de la multe nenorociri. Și totuși unii au spus pe pat de spital, termin cu asta și mă întorc la Dumnezeu. Și uite că totul s-a întors la Dumnezeu. Pentru că inima omului este împietrită. Inima omului este, cum să spun eu, în păcat și nu vrea să vină la Dumnezeu. Din păcate, din păcate. Ceea ce este important este că Domnul Hristos se arată oamenilor și pentru cei ce n-au crezut. Și mai sunt și alte exemple care ale oamenilor care au fost foarte dezamăgiți, au fost distruși de moartea Domnului Hristos atunci pe cruce și care la interacțiunea față în față au avut o redescoperire a Domnului Hristos și este vorba de Toma, dar asta o vom discuta separat într-o altă emisiune la emisiunea Întrebare despre experiența aceasta a lui Toma, aceea de a se îndoi și apoi crede, aș reconfirma credința în Domnul Hristos. Dar au fost și alții care au rămas. Mă gândesc inclusiv Maria Magdalena și femeile se gândeau cine ne va prăvăli nouă piatra. Deci, practic, când s-au dus, când au plecat în direcția mormântului, nici nu se gândeau că s-ar putea să se împlinească chiar ceea ce Domnul Hristos a zis de tătea ori că El va învia. Și se știa că va învia. Dar, să spunem, momentul acela al frângerii Domnului Hristos pe cruce a fost atât de dureros încât, practic, le-a tăiat orice speranță. Au uitat atât de repede ceea ce au învățat alții ani. Ucenicii nu au fost, să spunem, mai diferiți decât noi astăzi. Și aici până la urmă, haideți să aplicăm în zilele noastre. Omul a rămas același om, ființa umană. Dacă ucenicii au avut căderea aceasta, că eu să rămâi fără învățător, să rămâi pe fața de cel care ai petrecut atâta timp, 3 ani de zile, să dormi în același loc, să mănânci împreună, să vezi atâtea minuni și să vezi mâna lui Dumnezeu lucrând prin omul acesta, prin omul Iisus Hristos, prin Domnul Iisus Hristos, și deodată toată această putere îi se anulează pe cruce, rămâne răsignit, îngropat și te simți undeva singur, abandonați, părăsiți între cer și pământ, da. Și nu știi ce să mai faci. Chiar mă gândeam ce mi-a fost în mintea lor. Acum, dar uite la noi, frate păstor, dar vorbim despre arătarea Domnului Hristos în vietele noastre. Și aș menționa foarte mult ce a însemnat și când s-a întâmplat lucrul acesta, ca Dumnezeu să se arate și în viața dumneavoastră. Și haideți să vorbim puțin despre modul în care Dumnezeu se arată astăzi. Cu siguranță aveți posibilitatea să vedeți mulți oameni. Unii care au de-a face cu Domnul Hristos încă poate din copilărie sau născut în familie de credință, alții care își aduc aminte de Dumnezeu pe un pat de spital, atunci află Evanghelia. Știu că ați fost foarte implicat și vreau să-mi spunem câteva lucruri și despre cei care l-au cunoscut pe Domnul, s-au întâlnit cu Domnul Hristos acum în perioada aceasta a războiului. Mulți dintre refugiați acum au aflat de Domnul Hristos, de Dumnezeu, la un moment de necaz. Așa că, haideți să vedem că, până la urmă,
Ce s-a întâmplat, s-a întâmplat. Scrie foarte bine în Sfânta Scriptură. Pentru generația respectivă au fost niște dovezi clare. Noi n-am văzut și am crezut. Și totuși Dumnezeu s-a arătat și eu am experiența mea. Și dumneavoastră aveți experiența dumneavoastră. Și fiecare de cei care se identifică cu Domnul Hristos au experiența lor. Vedeți să vedem astăzi pentru noi. Se mai arată Domnul Hristos în viețile noastre? În viețile oamenilor? Modul cum se arată Domnul Iisus. Învățăm din arătările Domnului că ele n-au fost, așa cum sunt uneori greșit înțelese și prezentate, niște apariții de astea fulgerătoare, neconvingătoare, mistice, învăluite în mister. Nu. Când Domnul i s-a arătat, spune că a stătut în mijlocul lor și le-a zis pace vouă. Și evanghelistul prezintă acolo în Faptele Apostolilor faptul că Domnul i s-a arătat deseori și a vorbit cu ei despre împărăția lui Dumnezeu. Iată că când se arată Domnul, el se arată într-un mod convingător. La Marea Tiberiade, o altă arătare a Domnului. Acolo Domnul mănâncă cu ei, îi invită la masă, ei recunosc, da, Ioan spune, îi spune lui Petru, este Domnul, da? Și Petru se încinge, înoată și se duce la Domnul. Da? Arătările Domnului sunt convingătoare. Nu au fost niște simple apariții fulgerătoare. Da? Domnul stă cu ei, vorbește cu ei despre împărăția lui Dumnezeu și efectul acestor arătări ale Domnului în viața lor îl vedem prin faptul că ei sunt transformați radical, experimentează. Dacă ne uităm în Evanghelie, o să vedem în toate Evangheliile că de la frică ei trec la bucurie. Foarte important asta. De la necredință trec la credință. Da? Prin curaj, când Domnul îi se arată, inima lor se spune că s-a umplut de bucurie când l-au văzut pe Domnul. Transformare, da? Da. O transformare radicală, da? În viața lor. Și acești oameni până la urmă au dus Evanghelia până la marginile pământului. Și au murit ca martiri, cu excepția lui Ioan, care a murit de bătrânețe. Iată în ce mod se arată Domnul. Și vreau să subliniem și să spunem apăsat, Domnul se arată într-un chip logic, rațional, cu argumente. Domnul se arată, Dumnezeu se arată oamenilor prin Scriptură, în primul rând prin Scriptură, unii caută să-L vadă pe Dumnezeu, dacă aș avea un vis, dacă aș avea o viziune, dacă, oameni buni, căutați-L pe Dumnezeu, dacă vreți să-L vedem pe Dumnezeu, noi vă spunem răspicat, vă încurajăm, căutați-L pe Dumnezeu în Sfânta Scriptură. Dumnezeu se arată în Cuvântul lui Dumnezeu în primul rând. El se revelează în Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vrei să-L vezi pe Dumnezeu, până la urmă poți să-L vezi și într-o floare. Pe Dumnezeu. Revelația generală. Da, în revelația, în natură. Natură. Da, Pavel spune, lucrurile care se pot cunoaște despre Dumnezeu, se pot vedea prin lucrările făcute de Dumnezeu, când te uiți cu băgare de seamă la tot ce a creat Dumnezeu. E important să încheiem cumva și să răspundem la această întrebare, să nu înțeleagă cineva că Domnul se arată într-un mod încețoșat. Poate era Domnul, poate era un demon, poate era un duh, poate... Nu, când se arată Domnul, vei ști că e Domnul. M-aș folosi puțin, foarte puțin de experiența lui Pavel. Când Domnul se arată lui Pavel, da, pe drumul Damascului, spune, Saule, Saule, de ce mă prigonești? De fapt, Saul din Tars prigonea biserica. Atenție celor care prigonesc păstorii, bisericile, îl prigonesc pe Domnul. Și Saul din Tars nu vine și spune, oare ești tu? Oare am o vedenie de asta încețoșată? El cade la pământ, da? Și a știut că a fost Domnul Iisus Hristos. Așa se arată Dumnezeu. Pentru Pavel a fost o experiență dură. A suferit din cauza aceasta. A rămas orb câteva până Dumnezeu prin Anania iar căpătat vederea. Deși în momentul a fost o transformare totală. A stat, Dumnezeu l-a pregătit și a devenit apostolul oamenilor. Dar nu toți din cei care cunoaștem noi au avut asemenea întâlniri cu Domnul Hristos. Unii au avut, unii poate au auzit o voce, alții s-au întâlnit, poate au avut un vis, alții pur și simplu prin ascultarea unui script, unei predici, alții prin citirea unei cărți, poate prin cântare mulți oameni s-au pocăit prin cântările care i-au convins. Alții poate prin durere, prin vreun necaz. Și sunt oameni care inima omului se face mai sensibilă la necaz și omul e mai gata să asculte. E unii din potrivă să împietresc, trebuie să ținem, să ne aducem aminte Faraon, dar și alții când dau de necaz din potrivă, îl înjură pe Dumnezeu.
Dumnezeu are metodele lui de a se descoperi, de a se arăta. Și atunci când, apropo, dacă ne gândim la cei de pe munte și au un loc izolat de Dumnezeu, inclusiv prin vocea noastră, care e conștiință, vocea lui Dumnezeu un om. Dumnezeu ne mustă, știm că nu facem bine și Dumnezeu vorbește. De aceea vreau să discutăm puțin și despre aplicația, despre lucrurile din ziua de astăzi. Frate păstor, nu toți dintre noi avem experiențe de astea supranaturale. Clar, și mulți ne-am pocăit ascultând pur și simplu într-o biserică o predică sau un cuvânt sau mai multe predici. Și slavă Domnului că n-a trebuit ca Dumnezeu să facă nu știu ce intervenție astfel încât să... Unii au avut și minuni și... Și tot nu s-au pocăit. Și tot nu s-au pocăit, da? Și tot n-au crezut. Și au fost înviat din Lazar, au dus la învierea lui Lazar și tot n-au crezut în Domnul Hristos. Exact. Dimpotrivă. Sunt multe, multe experiențe. Sau vindecări și tot felul de minuni pe care Domnul a crezut și tot mi-au promis pe oameni. Totuși noi, astăzi, dumneavoastră în calitate de păstor, noi în calitate de credincioși, de oameni al lui Dumnezeu, și noi putem contribui oarecum, sau dacă putem, și vreau să vă întreb lucrul acesta, la a lărgi împărăția aceasta lui Dumnezeu prin implicarea în a-L descoperi pe Domnul Hristos și altora. Sau de a ajuta pe oameni să-L cunoască pe Domnul Hristos. Și aici sunt câteva metode și știu că faceți câteva lucruri. Mi-aduc aminte de un proiect pe care l-ați avut în trecut, acela de evangelizare în spațiile publice. Da, l-avem și acum. Da. Cum vine vara, ieșim pe... Deja a început să încălzească București, da. Se poate merge în parc. Așa că este o metodă de a face cunoscut oamenilor pe Domnul Hristos. Un altfel de arătare indirectă, să zicem. Foarte așa. Frumos a surprins dimensiunea aceasta, cum se arată Domnul astăzi. Asta e. În Noul Testament, Dumnezeu, într-un mod deprins, a arătat prin Domnul Iisus Hristos. În timpul ucenicilor, El s-a arătat deplin prin ucenici, prin Duhul Sfânt, care a lucrat prin lucrarea ucenicilor, prin viața ucenicilor, Dumnezeu s-a arătat și dacă ne gândim, ne cuprind fiorii. Dar oamenii aceștia, cei 12 apostoli, au reușit să-L facă vizibil pe Dumnezeu în Imperiul Roman, care era corupt, care era imoral, și știm ce provocări au avut ei. N-au avut internet ca noi, n-au avut televiziune ca noi, n-au avut mașini, n-au avut avioane. Și oamenii aceștia, spune cuvântul, că în lumea cunoscută de atunci au dus Evanghelia peste tot. L-au arătat pe Dumnezeu peste tot. Dimensiunea asta a arătării, de ce e importantă arătarea Domnului și de ce asta Domnul pat, că se pune întrebarea aceasta, de ce Domnul nu s-a înălțat la cer? O zi, două și să se înalțe la dreapta Tatălui. De ce a stat timp de 40 de zile cu ei și li s-a arătat deseori? De ce? Ca să-i învețe, să-i determine, să-i motiveze, ca și ei mai departe să fie acele indicatoare spre Dumnezeu, să-L arate la rândul lor și ei pe Dumnezeu mai departe, cum și noi astăzi, la locul de muncă, în familiile noastre, în biserică, în societate, suntem chemați să-L facem vizibil pe Dumnezeu, pe Dumnezeul invizibil. El vrea să devină, Dumnezeul invizibil dorește să devină vizibil prin mine și prin tine. Prin viața mea. El vrea să se arate astăzi. Și asta este ce fericit de cei ce n-au văzut și au crezut. Ei au avut experiența aceasta de a-L vedea și înainte unii din înviere și alții și după înviere și să-L asculte în direct și au crezut. Dar noi astăzi nu avem posibilitatea aceasta. Avem Scriptura, citim Cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu lucrează cu noi, ne coordonează, ne călăuzește și asta este, bineînțeles, lucrarea prin care o face Duhul Sfânt, da? Prin viețile noastre. Dar asta este un moment de cunoaștere de zi cu zi a Domnului Hristos. Da, bine, atunci arătarea Domnului a fost una reală. Da, a fost în carne și oase. Toma a pus mâna, spune Tomo, vino și pune mâna pe rănile mele, convinge-te. Ei au avut parte de acest har, însă Domnul spune, ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Lucrul acesta din cuvintele Domnului derivă adevărul că noi astăzi avem o cunoaștere sau o arătare spirituală a Domnului Iisus Hristos. Arătarea este pentru noi una spirituală și adevărul este că Domnul se arată. Asta este vestea bună a Evangheliei. În mod spiritual, spune, iată, eu voi fi cu voi în toate zilele, spunea Domnul Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt.
Dumnezeu este, Domnul Iisus este prezent cu noi în toate zilele. El se arată, asta este vestea extraordinară a Evangheliei. Eu obișnuiesc să merg în parc cu alți frați și să facem evangelizare, să stăm de vorbă cu oamenii și lucrul pe care îl constat este că văd lucrarea lui Dumnezeu de arătare prin faptul că oamenii fie că au gânduri despre moarte, despre viață, din Scriptură. Am întâlnit oameni care prin faptul că au spus, știi, degeaba încerci să mă convingi pe mine că există Dumnezeu. Eu nu cred. Dar până la urmă au fost deschiși și au crezut în ceva, că există ceva, că există Dumnezeu. Deci iată, Dumnezeu se arată tuturor oamenilor. Asta e vestea extraordinară de frumoasă a Evangheliei. Dumnezeu se arată tuturor oamenilor. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care din Vechiul Testament, din vechime, în Noul Testament și astăzi și până la sfârșitul veacului, este un Dumnezeu care se arată. Ca oricine îl vede, spiritual vorbind, cu ochii inimii, de data aceasta, să creadă și să aibă viață veșnică, să aibă parte de mântuire. Foarte important. Deci, una din metodele prin care și noi putem contribui la arătarea Domnului Hristos în viețile noastre este prin predicarea cuvântului. Și nu trebuie întotdeauna să ne așteptăm, cred, să vină oamenii la biserică, dumneavoastră mergeți în mijlocul oamenilor, acolo unde sunt ei. Ceea ce a făcut și Domnul Hristos, de fapt. S-a dus și a venit în mijlocul oamenilor și a predicat Evanghelia. Trebuie să ne mai gândim la o metodă, pentru că e foarte important ce se întâmplă în zilele de astăzi. Am menționat puțin mai devreme despre ajutorarea în caz de nevoie. Și cum vedeți dumneavoastră arătarea Domnului Hristos sau a dragostei lui Dumnezeu către străini, către cei care nu sunt din casa noastră, din familia noastră, din biserica noastră și care la un moment dat ajung pe meleagurile noastre. Și știu că și vreau să nu uităm lucrarea aceasta cu refugiații, pentru că și asta cred că e o metodă, sau nu știu, cum vedeți dumneavoastră, este o metodă prin care oamenii aud, văd prin întinderea unei mâini, a unui adăpost, a unei farfurii de mâncare sau știu orice altceva, dragostea lui Dumnezeu, arătarea lui Dumnezeu pe pocăința lor? Păi dacă n-ar fi lucrul acesta, ar fi doar vorbă goală. Degeaba spui cuiva du-te și mănâncă dacă nu îi dai ceva de mâncare. Că mă rog pentru tine. Dar credința fără fapte, spunea Iacov, este moartă. Noi suntem chemați să-L facem vizibil pe Dumnezeu. Ideea asta mă copleșește, e fantastică. Eu sunt chemat să-L arăt pe Domnul Iisus Hristos. Foarte frumos. Asta este. Suntem chemați ca noi să-L arătăm. Să-L arătăm pe Domnul Iisus. Cum putem face lucrul acesta mai bine dacă nu prin viață, prin mărturie și mărturisire, prin viața pe care o trăim. Acum eu îi dau mulțumire lui Dumnezeu de faptul cum au răspuns românii și cei din Suceava și cei de la graniță, de la graniță vis-a-vis de războiul din Ucraina. Răspunsul a fost unul plin de dragoste și personal cred că doar Dumnezeu a mișcat inima românilor ca să fie un asemenea răspuns. Și vreau să le mulțumim tuturor celor care s-au implicat enorm de mult. Au donat bani, alții au mers la graniță, au primit refugiați, musafiri din Ucraina și am căutat să îi ajutăm pe oamenii aceștia și prin faptul acesta să le arătăm că Domnul Iisus îi iubește și că Domnul Iisus, deși și-au lăsat casele, și-au lăsat copiii, deci au fost imagini care ne-au copleșit, au fost lucruri pe care le-am văzut în urma războiului care ne-au îndurerat. Erau efectiv anumite imagini pe care eu personal nu știu cum... Nu am putut să le privesc efectiv, da? Au fost imagini extrem de dureroase. Copii cu o etichetă pe spate trimiși da, de tați fără mamă, da? Lăsați în voia lui Dumnezeu, efectiv. Lăsați în voia sorții. Dumnezeu și-a arătat bunătatea față de poporul ucrainean și dacă îmi permiteți vreau să spun câteva cuvinte. Bisericile baptiste din București, comunitatea baptistă, familia baptistă din București și-a deschis larg inima pentru musafirii din Ucraina, pentru nevoile din Ucraina. Frații noștri merg
aproape săptămânal sau de două ori pe săptămână și îmi spuneau marța trecută dacă la început au mers cu 4 camioane, apoi au mers cu 8 camioane, ultima dată au mers cu 12 camioane de alimente, mâncare și lucruri generatoare de curent electric și alte lucruri necesare celor din Ucraina, lucruri care ajung prin frați baptiști și prin biserici în cele mai grele zone. Și mi-au povestit frații cum sunt oameni care n-au ce mânca, care vânează porumbei ca să sau păsări de pe cer ca să aibă ce, n-au apă, n-au nevoia este una extremă. Eu mă rog să nu obosim în facerea binelui, cum spune Galateni, și să continuăm să ajutăm. Noi, familia baptistă de aici din București, căutăm să ne implicăm, să strângem fonduri și să mergem cât de des putem în limita posibilităților și să ducem alimente și să oferim ajutor. De asemenea, cazăm, primim pe toți aceia care au nevoie de cazare. Mai multe biserici baptiste, inclusiv Biserica Baptistă Nădejdea din București, a devenit un fel de centru, un fel de hub și acolo strângem tot felul de lucruri, oamenii aduc donații la biserică, dar am transformat unele săli de clasă ale copiilor în camere de dormit. Și au venit musafiri din Ucraina care au găsit în biserică, în sala bisericii, o casă. Și acum avem oameni care stau acolo. Doamne, domnule, asta vreau să scot în evidență, că știți, mai frate păstor, și știm foarte bine că e foarte ușor să predicăm cuvântul legat de ceea ce s-a întâmplat. Când stăm să ne uităm în teologie, da, și luăm un text din Sfânta Scriptură, ne putem discuta foarte teologic despre el, luăm de toate cele 12 pe care le știm și să le disecăm așa foarte, foarte amănunțit și putem să scrie cărți despre aparițiile Domnului Hristos. Despre ceea ce au făcut, despre ceea ce s-a întâmplat. Dar e mai greu atunci când suntem în ziua de astăzi și când ne întâlnim cu nevoile acestea, când mergi prin parc cu copii și vezi că sunt atunci oameni necăjiți, oameni apăsați, oameni poate fără nicio speranță și care Dumnezeu ți-i scoate în cadecă până la urmă și îi zici, mă, hai să-i spun ceva de Domnul Hristos. Ai simț simbolul ăsta, ar trebui să simți simbolul ăsta. Tocmai atunci facem să se arate Domnul. Exact. Deci, da. Noi lucrăm să se arate Domnul. De asta zic, stimați, se împlinește chemarea de a-L arăta pe Domnul. Pentru noi, pentru cei care cunoaștem Scripturile și cu siguranță pentru cei care studiază Biblia, poate e mai ușor să discutăm despre ceea ce s-a întâmplat în trecut, despre cum s-au raportat, despre ce au făcut bine și ce n-au făcut bine ucenicii, despre momentele lor, despre sentimentele prin care, stările prin care au trecut, da? Despre ce a făcut Domnul Hristos. Și ne mai greu să vorbim și ar trebui să ne concentrăm mai mult pentru astăzi despre arătarea aceasta pe care Dumnezeu alege cum să se arate. Deci El are metodele Lui și astăzi poate să se arate cuiva dacă vrea. E suveran. Dumnezeu e suveran. Dumnezeu. Dar important este și aici, cu asta vreau să rămânem în seara aceasta. Cum contribui eu la arătarea Domnului Hristos? Ce fac eu ca Domnul Hristos să fie vizibil prin diverse metode și astăzi? Ceea ce facem în seara aceasta cu fratele păstor este chiar o altă metodă de a-L înfățișa pe Domnul Hristos. Este? Amin, asta ne dorim, da. O altă metodă de a-L prezenta pe Domnul Hristos. O altă metodă, l-am spus, evanghelizarea în parc pe care o facem. Vorbim de lucruri practice, nu despre ce fac alții, ci ce facem noi. Vorbim despre predicarea Evangheliei, despre ajutorarea celor nevoi. Fie că sunt român, fie că nu sunt. Și mai sunt și alte, multe alte lucrări pe care biserica și noi, cei din biserică, suntem chemați să o facem. Și să-l facem cunoscut. Că până la urmă suntem chemați să mergem cu Evanghelia, să contribuim. Așa că provocarea noastră, frate păstor, și asta vreau să încheiem. Asta este importanța. Să terminăm cu o provocare. Trebuie să lăsăm un mesaj, să-i provocăm pe oamenii acestea ca arătarea aceasta, în primul rând, să se întâmple și în viețile noastre și apoi ce ar trebui să mai facem? Întrebarea la final de emisiune ar trebui să ne punem fiecare dintre noi ce arătăm, de fapt. Exact. Că dacă nu-L arăt pe Iisus, n-am arătat nimic. Și eu mă rog, rugăciunea mea este rugăciunea pe care Pavel o făcea celor din Efes, când spunea el, mă rog ca Dumnezeu să vă deschidă ochii inimii. Ca să-L vedeți pe Dumnezeu. Noi avem nevoie ca Dumnezeu să ne deschidă acești ochi ai inimii, pentru că Dumnezeu poate fi văzut de fiecare dintre noi nu cu ochii fizici, ci cu ochii inimii. Și dacă sunt ascultători
persoane, oameni care ne ascultă, poate sunt pe un pat de spital sau poate sunt acasă și acum cu inflația asta de 13% râdem, dar nu râdem bine. Ei, nu e râsul nostru, da? Da, e, s-a scumpit și mălaiul, s-a scumpit și făina, s-a scumpit și uleiul. Poate sunt oameni care își pun întrebarea, bun, la ce mă ajută pe mine arătarea asta Domnului Iisus Hristos? Toate s-au scumpit, n-am bani de medicamente, poate nepoții nu mă vizitează, nu știu, oamenii au tot felul de probleme, tot felul de necazuri. Uneori necazurile acestea și frământările acestea ne orbesc, ne împietresc, ca să nu-L vedem pe Dumnezeu. Dar eu vă rog și mă rog astăzi la Dumnezeu ca Dumnezeu să ne deschidă ochii inimii și vreau să vă pun o întrebare. V-ați culcat aseară flămânzi vreunul dintre dumneavoastră? Vedeți, noi, omul se îngrijorează foarte mult, se gândește foarte mult la viața aceasta și la ziua de mâine și cumva omul are împietrirea asta inimii și din cauza îngrijorărilor vieții acestea, care năpădesc peste noi, care ne frământă, care ne întunecă practic mintea și nu ne mai putem gândi la Dumnezeu. Și pe de o parte e un Dumnezeu care strigă, vreau să mă vezi, sunt aici, ei, mă vezi? Sunt aici, sunt îmbrăcat în glorie, sunt Dumnezeu suveran, e război în Ucraina, nu-i nimic, Dumnezeu e pe tron, Dumnezeu poartă de grijă. Uitați-vă, dragii noștri, cum a intervenit Dumnezeu în Ucraina. Ei rezistă că Dumnezeu îi ajută să reziste. Cei care au primit cazare, mâncare, nu e că am făcut noi, că am avut, că vă mărturisesc, uneori ne-am obosit peste măsură de mult și au fost zile când eu cu familia ne-am mutat la biserică și acolo am stat, am pregătit pachete, am cazat, am oferit mâncare și uneori ne-am epuizat și ne întrebam, Doamne, ce rost are toată risipa asta de energie, că vin și gândurile celui rău. Dar toate astea sunt dovezi ale Domnului Iisus Hristos, ale dragostei Domnului Iisus Hristos, un Dumnezeu care vreau să subliniez încă o dată, poate pentru ultima oară în emisiunea noastră, e un Dumnezeu care se arată. Ideea este, ai tu ochi să-L vezi pe El? Biblia spune, omule, ți s-a arătat ce este binele. Dar Dumnezeu se arată. În cele mai mici detalii, Dumnezeul nostru se arată. Da? Asta e Evanghelia. Noi spunem în Evanghelie, ești păcătos, trebuie să... Dar Evanghelia conține și această arătare a lui Dumnezeu. Dumnezeu se arată. Se arată de aproape. Ți se arată într-un mod personal. Ți se arată pe nivelul tău, pe înțelegerea ta. Dumnezeu se arată. Important este că vorbim despre importanța arătării Domnului. Cum răspunzi tu și cum răspund eu când Domnul mi se arată? Cei care sunt nemântuiți, îi îndemnăm și îi rugăm să răspundă cu pozitiv, spunând Domnului, Doamne, intră în inima mea, mântuiește-mă. Cei care suntem credincioși, când Domnul ni se arată și ne provoacă, ne îndeamnă, da, la anumite jertfe, la anumite lucrări, ni se arată Domnul într-un mod special și ne vorbește, ni se arată Domnul la biserică, ni se arată Domnul când citim din Scriptură. Și ca aplicație practică, ori de câte ori eu personal citesc Biblia, spun, Doamne, uite, am ajuns să citesc Cartea Numeri, care e o carte dificilă, eu nu prea știu cu numerele, dar vreau și aici să te văd pe tine, vreau să mi te arăți. Ce ai să-mi spui mie de aici? Doamne, știți, erau niște greci care au spus odată, Domnule, noi vrem să vedem pe Iisus. Noi, oamenii vor să-L vadă pe Iisus. Da? Noi credincioși avem această datorie să împlinim nevoia lor de a-L vedea pe Iisus prin viața noastră, prin mărturia noastră și bineînțeles prin Duhul Sfânt. Dumnezeu se arată într-un mod convingător și astăzi, într-un mod în care hrănește sufletul, înviorează sufletul și aduce mântuire. Amin, slavă Domnului. Iată că plecând de la aparițiile Mântuitorului Domnului Iisus Hristos după înviere, am ajuns să discutăm și despre învierile, despre aparițiile pe care noi le putem, să spunem, genera, să ajutăm pe om, pe cel care Dumnezeu îl scoate în cale să-L cunoască pe Domnul Hristos, să fie și el, să spunem, gata să se întâlnească cu Domnul Hristos, prin contribuția noastră, prin cuvântul nostru, prin ajutorul potrivit. Și, frate păstor, vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiunea aceasta. Consider că ne-am atins obiectivul acela de a scoate în evidență ceea ce trebuie să facem noi astăzi, astfel încât să fim utili pentru lărgirea Împărăției lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvânteze lucrarea pe care o faceți, atât la biserică, la Biserica Baptistă Nădejdea, cât și acolo Dumnezeu unde vă mai deschide uși. Că Dumnezeu are și rolul acesta de a deschide uși și să vă dea tot ce e nevoie ca să puteți duce lucrurile acestea la
bună îndeplinire. Cu mare drag, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dimas prieteni și dumneavoastră, vă mulțumim în seara aceasta pentru prezența dumneavoastră în fața micilor ecrane. Vă mulțumim că și de data aceasta ne-ați primit în casele dumneavoastră. Până data viitoare, noi de aici vă salutăm și vă spunem la revedere!